Rău, Dodi! Băi, cum ai putut să stai așa? Bă, Cristi criminalul. Știm foarte bine ce s-a întâmplat episodul trecut, așa că revenim la mine cu episodul 2, iar la ei cu episodul 4 din minciuna. Haideți, fraților, să nu mai stăm. Deci, bă, ce-mi plac seriale. Unde mi-i perna? Unde mi-i perna? Deci nu se poate. Bă, dar îmi plac rău seriale, pe cuvântul meu, dacă nu. Dragoș, ești un șarlatan. Dragoș, vezi că-ți trimit numărul lui ăla de atras atunci în cine? În Oana? Ok, aștept. Na, deci ăștia doi sunt criminali. 07, n-ai în cartelă să mă tragi din manivelă? Se pare că se mânăm așa mult. Se pare că se mânăm așa mult. Ia, sun un telefon. Cum pare eu că se joacă Fortnite pe calculatorul ăla? Da, Bogdan. Te la duci pe Dodi? Păi da, să-și aduc aminte noi, dar unde? Ați ajuns? Hai că vine acum să le iau la poartă, hai, pa. Mamă. Nu. Deci nu e bună. Deci Bogdan a aflat secretul lor și a zis că nu zice la nimeni. Oana, cine este Oana? Pe Andreea o știu. Oana, cine este? Ce se întâmplă? Deschide soarele, leacă. Na, se deschid porțile iadului! Dar pe tine cum te cheamă? Dragul, nu mai scrie? Nu, că m-a trimis Bogdan aici. O a avut pierderi de memorii, Dodi? O a făcut cum? Nu mi-aduc nimic aminte. Dacă ce mi-a spus Bogdan, fratele meu. De unde ți-a adus aminte de fratele tău? De unde știi tu de fratele tău? Pe așa ne-a spus el și... Nu poate! Băi, cine l-a băgat pe acest om, trebuie să-l pună cap de-a... Ești prea tare, omul ăsta face tot serialul. Omulețul acesta este altceva, pe bune. Băi, mi-aduc aminte că e fratele meu. Mi-a zis mie, Bogdan, că e fratele meu. Mi-aduc aminte. Nu, că să-mi amintesc eu, că mi-a zis mai de mult, mi-a zis pe ăla sarabă la bunica, mi-a zis mie. Nu, că mi-aduc eu aminte, că mi-a zis el mie, mi-aduc aminte mai de mult. Bă, Dodi, deci totul se învârte. Dar cine, cum o cheamă? Oana. Oana și cum? Oana Anton. Oana Anton este mama lui Dodi. Ăla care a tras în Oana. Ăla care a tras în Oana. Ce? Adică cineva o tras în mama lui Dodi, Oana. Deci este un fiasco ce se întâmplă aici. Mi-am pregătit și un shake. Nu vreau să te văd, băi. Salut, am decis să mai stau și cu tine. Mafioți, așa fac mafioți. Ia, uite-l. Don Pablo, Juan Pablo, tu ești. Vrei un pic de suc? Așa, un pic de suc. Pic. Da, hai, dacă nu. Hai, lasă că vrea așa, că nu s-o plătește. Ei, bun! Nu, am avut suc așa că ți-am pus amare, nu, mulțumesc. Era un pic seti. Dodi, vă vine? Tu e pe la poartă. Sunt cu prietenii lui, să se văd. Auzi? Da. Nu mai avem suc. Nu mai e deloc. Vrei să mă duc să... Da, du-te. Bine. Mă duc cu bicele. Da, te rog. Ce a fost asta? Ce? E un episod lung, nu-mi permis să-l opresc, dar... Ce s-a întâmplat? Bă, fără să... Zici că a fost discuții între NPC-uri. Auzi? Da, aud. Ți-am zis că nu mai avem suc? Mi-ai zis. Vrei să mă duc și-a du-te. Vin cu tine? Hai. Ador acest serial. Deci, de-i poartă, Bogdan. Ia. Gata, nu mai opresc, mă jur. Da. Ăsta e ăla unguran, care vrea să mi-l omoare pe ăsta, pe Nichifor. Vă zic eu. Invidia. Doamne, cât e ceasul. Băi, ăsta a uitat să mai vină, că au trecut 3 ore. Mm-hmm. Băi, Dodi, îl sun? Da. Bine. Bă, tu să n-ai dialog cu Dodi, bă. Cămătarule, ce ești? Mafiotule. Nu se poate, bă. Bă, știi că un actor joacă bine rolul când e... Alo, Bogdane? Da? Cine e la telefon? Cine e la telefon?
Anabela. Unde e Bogdan? De ce e telefonul lui Bogdan la tine? Unde? Ana! Trimit acum! Anabela! Todi, să rămâi, te rog, rămâi singur acasă, să nu fii după mine, te rog! Dodi, ai grijă, Dodi, mâncați-a sufletul tău, că... Anabela, Oana, Cristina, Anabela! Nu, deci acest este o nebunie, este un roller coaster de emoții! Ne luăm sneaker și ia bombă în picioare. Mafiotule, că ți-ai luat din banii pe care i-ai omorât-o pe mama lui Dodo, pe Cristina, pe Oana! Pe Oana! Nu, că fac eu legăturile astea. Nu, dar este bun. De ce să mă așa? Este un serial bun. Bă, pe cuvântul meu, vreau să mă uit la asta când mănânc. Mi-e ciudă că filmez. Bă, cred că de acum au fost un minut jumate cu slow motion, nu? E ok. A, ca să tragă de timp. E ok. Suspans. Dodi, stai mă în casă, mă, cât ți-o... Nu, deci Dodi este un erou. Uite cum merge pe lângă faianța aia. Bă, dă-te mă mai așa. Nu, și-l prinde la cârciuma din sat. Dodi și prietenul lui, Mihăiță. Păi, dar chiar îmi plac cadrele astea cu slow motion, pe cuvântul meu. Și apare Dodi acum. Haide, bă, Dodi. Dați așa cu camera să... Era sigur, puteam să jur pe ce vreți voi. Hai, treci pe Mihăiță. Uitați-vă la Mihăiță. Băi, Mihăiță, încoa. Mihăiță, în stânga. Mihăiță, stânga. Mihăiță. Mă, era, a uitat scriptul, Mihăiță. Mamă, Anabela a pus totul la cale. L-a fost la cârciumă din sat, v-am zis. Dodi, sper că știi în ce te bagi. Bă, fraților, este exact unde l-a omorât pe Nichifor Lipan. Și l-a aruncat aici, în unde l-a aruncat, nu? Ia. Mamă. Și pot să jur că e o scenare asta. Bogdan! Bogdan! Mihăiță, bă, Mihăiță, ce tot faci, vere? Vino încoace, bă, nu m-am angajat actori. Dodi, salvează-i, Dodi. Am dat tare. Dodi, stânga! Dodi! Nu, ai, cine e ăsta, Anabela? Îl asfixiază pe Bogdan! Pip Dodi, pu! Cum să te desfac eu, Bogdane? Ia o sticlă. What? Ce tare este secvența asta, pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu, de-a mucur și muci, dacă nu, dar n-am. Nu, eu la emu... Ai fost dar la mine? Ma... Anabela... Lasă-l pe Dodi, în pace! What? De unde au pis... De ce faci asta? Trebuia să termin prea mult de bun? Și de ce fix pe Dodi? E doar un copil. Nu te apropia! Să-l iau pe Bogdan. Hai! Taci! Și o să încep cu el. Deci dacă eu dau glonț în cap, am închis serial. Nu te apropia, ți-am zis! Mă! Dodi este centură neagră în arte marțiale. Ha, fraiero. Cine are pistol? Get out, motherfucker. Mam! Bă! Anabelo, te-ai dus! Bă! Bă, dar pe ce stâncă o filmat ăștia, veri?
Bă, dar bună asta, gen, mă jur. Bă, bun tare. Nu, că vorbesc după. Hai, vă luați-l și pe ăsta micul la braț. Uite ce se îmbrățișează mafioții, bă. Uite cum stă ca un NPC. Ce micuțe, bă. De ce eu fac videoclip cu băieții ăștia? Bă, da, a murit cam comod, Anabela. Anabela este un personaj episodic. Hop, ușor acolo, că așa, bine, ușor. Ma. Băi, copii, felicitări, fii cuvântul meu de om, este tare rău. Bă, cum a fost și cu Olivia, nu? Sau la ce am mai reacționat? La Olivia și am mai într-o altă lume sau din dimensiune. Am mai reacționat la ceva. Bă, dar îmi place, de ce eu vreau să mă fac reacționar de seriale? Pe cuvântul meu, băi, copii, dacă mai face seriale, trimiteți. Mă sparge rău de tot. Bă, ce ai, că-i făcut mișto rău. Aha. Iho de... Bă, veri, eu refuz cred cu piști au făcut asta, e prea tare. Ești un criminal, băi, nu te mai. Oricum erai dinainte, că tu ai tras în mama în Oana, mama lui Dodi. A, uite, doza aia pe sub. Hello. Gata, scuze, că am momentul, dar doza aia pe sub e altceva. Medalionul de pe insula Mako? What? Unde zici că e joc horror? Eu nu pot să mănânc așa ceva. Dodi? Dodi și motanul Tabasco? Tabasco? Tabasco, ai grijă? Dodi? Ai găsit ăsta, eu l-am lăsat aici, că nu mai întâlnesc. Poate ți-ar plăcea, a fost al meu. Este posedat. Este un medalion voodoo. Este un medalion voodoo controlat de baronul Samedi. Dodi, eu mă pun în casă, am puțin o treabă, dar trebuie mă aștept să ieși, da? Mai bine mă duc acasă. Dar cum o căzut de la gât? Nu l-a prins bine bulangiul ăla. L-a pus intenționat așa, să cadă. Ia uite cadrul aici cu medalionul. Foarte, nu, deci l-a pus intenționat ăla. Bă, ăla este un criminal, bă, un om cu 200. Că ce? Să-i dau când o să vină. Mincinosule. Băi, Don Pablo. Ce? Bă, nu le mai încheiați așa! Nu, de ce este dovada vie? Că nu poți să ai încredere în nimeni. În nimeni. Cine ești? Mă, ce vânt. Personajul nu? Bă! Ce faci, mama, băgea? Mama? Lasă ploaia, uite-te. Ce e bun asta pentru ziua de Bogdan, uite. Dar tu ce vrei să fii cadoul lui sau păi ce? Păi da, ce nu să? Nu. Uite, e foarte frumoasă chestia asta. Ia până și tu. Nu, lasă. Da, vino să văd cum stă. Lasă, du-te, bună ce tu, dă-i lui Bogdan, dă-te singur cadoul lui Bogdan. Ia. E superbă. Bă, nu ți-i rușine. O să-l am cu 15 boli. Ce-o zis? Ce-o zis? E superbă. Ești un bopoțonat cu 15 boli. Ești bopoțonat cu 15 boli. Ești bopoțonat cu 15 boli. Hai bine, pa. Bă, lasă-o, bă, pe maică.
Cum îi bă să ai o mamă, bă, și tu să o împuși pe alu Dodie? E clar. Și acum? Ce faci, mă? Bun. A plecat Andrei, ai venit tu? Ia uite, Andrei, îți place chestia asta? Mâine e ziua lui Bogdan și să-mi pun asta. Bă, ce are asta, mă? Eu zic că e foarte frumoasă. Nu, nu! Ei, tu mai veri, potolește. Ia să văd cum stă. Lasă-l veri pe Dodi din pace, nu ne pasă de podoaba ta capilară. Și de fapt are un nac în ea. Ah! Cristi, poți să mă întreb înapoi? Du-te! M-am decis să îi spun adevărul lui Cristi. Dragoș! Dar am auzit că Cristi e fratele meu. Și... cum să îi spun eu adevărul lui Cristi? Cristi e fratele meu, nu Bogdan. Cristi, fratele lui? Frate Vitre? Ce să zic eu? Ce secret? Ești. Ce Dodi? Zici ce vrei să zici. Dacă l-ai atins, îți dau dreaptă. Zi, Dodi. Ce e? Ce sunt? Deschide ușa. Deschide ușa. Dacă... ești fratele? Dar ce sunt, Dodi? Zi odată! Ua, mișcarea notul! Dodi! Nu, bă, nu, bă, nu se poate, nu se poate! Bă, cât de malefic să fii veri să închizi episoadele așa! Ne vedem în curând cu episodul 3!